Avocatul poporului, Victor Ciorbea, a susținut că nu putea să-și delege atribuțiile ce îi permit să atace ordonanțele de urgență la Curtea Constituțională, pentru că instituția pe care o reprezintă este o autoritate publică unipersonală. Avocatul poporului consideră că decizia de a nu delega atribuțiile în materia controlului de constituționalitate al legilor și ordonanțelor pe calea obiecției și a excepției de neconstituționalitate este justificată și de faptul că instituția avocatului poporului este o autoritate publică unipersonală, autonomă și independentă. Tipul de conducere unipersonal al instituției, astfel cum reiese din dispozițiile constituționale, conferă avocatului poporului putere de decizie și, în egală măsură, răspunderea personală pentru hotărârile luate, a transmis instituția printr-un comunicat de presă. Explicațiile avocatului poporului Victor Ciorbea vin după ce opoziția a cerut demiterea sa, pentru că a plecat în concediu exact în momentul în care i s-a cerut să atace la CCR ordonanța de urgență pe justiție. Victor Ciorbea a anunțat că în perioada 17-30 octombrie se află în Statele Unite într-un concediu programat de acum 6 luni, iar petițiile privind ordonanța de urgență pe legile justiției sunt analizate și apoi va fi luată o decizie. Parchetul general, dar și PNL și USR au cerut avocatului poporului să atace la CCR ordonanța de urgență care a modificat legile justiției. Instituția avocatul poporului este singura care poate ataca la Curtea Constituțională ordonanțele de urgență emise de guvern.